Grădinița cu program prelungit Voinicel din Salău a organizat astăzi un spectacol special cu ocazia Zilei Copilului. În fața preșcolarilor, cunoscuta realizatoare de emisiuni TV și spectacole pentru copii, Ela Bela, a făcut un adevărat show. A devenit o tradiție ca anual Grădinița Voinicel să realizeze un program artistic cu ocazia Zilei Copilului. Astăzi, noi încercăm să sărbătorim ziua de 1 iunie, chiar dacă este în avans. În fiecare an am făcut acest lucru pentru copii. Este un moment deosebit pentru ei și pentru noi, de altfel, pentru părinților, pentru că toți am pus mâna și am muncit pentru ca această sărbătoare să fie extraordinară și ei să se simtă bine. Este o zi în care o să se desfășoare un spectacol numit Frumusețea zâmbetului de copil, un spectacol în care la care vă vor aduce aportul atât copiii din unitatea noastră, care vor prezenta anumite cântece, dansuri pe care ei le-au învățat de-a lungul anului școlar, și de asemenea vom avea invitație din exterior, Ela Bela de la Satu Mare, copiii de la Liceul de Artă Ioan Sima care ne vor picta, Minnie Mouse și Mickey Mouse, plus alte multe surprize pregătite pentru ei astăzi. La eveniment au luat parte și reprezentanții mai multor instituții din județ. De asemenea, după un scurt program artistic pus în scenă de preșcolarii grădiniței, au intrat în scenă invitații speciali. Cunoscuta realizatoare de emisiuni TV și spectacole pentru copii, Ela Bela, Minnie și Mickey Mouse, precum și elevii de la Liceul de Artă Ioan Sima. Să-și pipi, ce-i venirea, să-și dea domnului, să-și pipi, ce-i venirea.